Știați că principala cauză de mortalitate în România sunt bolile cardiace? Insuficiența cardiacă este cea care ucide cei mai mulți români. Vreau să vă vorbesc despre o premieră în România, despre un device de sănătate. Sunt trei astfel implantate în clipa de față în țara noastră. Nu e defibrilator, nu e stimulator cardiac, e jumătate din palma mea și l-am întrebat despre acest device de sănătate pe medicul care l-a implantat deja, pe doctorul Micu de la Spitalul Clinico din Brașov. Majoritatea pacienților se înscriu în această categorie. Pur și simplu, inima nu mai are suficientă putere să pompeze sânge. Dar ei nu au reperul picioarelor umflate, adormitului acu pe masă, a apei care îți iese prin piele, nu mai are cum de serasă, a abdomenului care se face atâta, deși tu ai 50 de ani. Principalele simptome sunt lipsa de aer. Lipsa de aer inițială e foarte mare, apoi e foarte medii mici, urmând să treacă chiar în lipsa de aer în condiții care face bine repaus. Lipsă de putere, oboseală marcată. Cam 50% din pacienții cu insuficiență cardiacă pot beneficia de defibrilator cardiac, dar în scopul prevenției decesului prin moartea subită cardiacă. Până la introducerea acestei metode în practica curentă, aceste simptome nu puteau fi în niciun fel ameliorate, dar prin faptul că facem de la pe terapie maximală deja. E bine, aici vine acest sistem. E un aparat care se implantează printr-o procedură identică cu un stimulator cardiac. El arată foarte asemănător, de altfel cu un stimulator sau un defibrilator cardiac. Mărimea lui este undeva între stimulator și defibrilatorul cardiac. Procesul este de a crește forța de contracție. Și trebuie să fie încărcată la anumite intervale de timp. În cazul nostru, ea se încarcă o dată pe săptămână, printr-o procedură foarte simplă, durează 40-45 de minute, printr-un sistem de inducție, oarecum dacă vreți asemănător cu încărcarea unei perițe de viză electrice. Așează un accesoriu pe care pacientul îl primește peste zona de implant și în circa 40 de minute aparatul este încărcat, pacientul primind și informații și confirmarea acestea. În momentul ăsta, după știința mea, sunt trei astfel de aparate implantate aici în spitalul în care lucrez. Asta trebuie să o comparăm cu faptul că în acest moment în lume sunt circa 3500 de pacienți portători de aceste sisteme. Primul nostru pacient se găsea într-o astfel de situație, trecuse printr-un infarct miocardic în urmă cu ani de zile, rămăsese cu o amprentă marcată pe inimă, cicatrice foarte mare pe inimă, fiind pe terapia maximală pe care o avem la îndemână în acest moment și atunci un defibrilator cardiac pentru a-l proteja de moartea subită, la aproape 3 luni distanță, pacientul este practic asimptomatic.